Fostul iubit îi face zile fripte și o pândește să ia copilul. Asta acuză tânăra mamă, care spune că nu mai știe unde să se ascundă pentru a-și proteja băiețelul. Strigător la cer este că bărbatul nu și-ar dori să-l crească pe cel mic, ci doar s-ar folosi de copil pentru a o convinge pe mamă să se întoarcă la el. Însă mai multe detalii aflăm chiar de la Odette, pe care o invităm alături de noi chiar acum în platou. Bună seara, bine ai venit, Odette. Bună seara, bine v-am găsit. Te rog să-i loc, văd că ai ochii în lacrimi. Este normal. Uh-huh. Ești foarte tânără, Odette. Câți ani ai? 35. Mulți înainte. Mulțumesc. Și te văd și foarte tristă, cumva. Sunt tristă, sunt obosită. Nu am ieșit decât de 5 zile din spital cu copilul. Câți ani are? 2 ani. 2 ani. Să trăiască. Puțin. Mulțumesc mult. Ce s-a întâmplat? Care-i povestea? Tu ești căsătorită cu tatăl copilului? Din fericire, nu suntem căsătoriți. Am avut o relație de concubinaj timp de 3 ani de zile. În această perioadă, lucrurile au decurs ca în orice cuplu, cu mici neînțelegeri datorită faptului că el este o persoană iresponsabilă. Nu știam niciodată concret ce loc de muncă are. El este un cetățean belgian, stabilit în România de vreo 10-11 ani. Mereu îmi spunea că are firme în Belgia, însă venitul său nu era niciodată clar, nu eram un cuplu... O să te rog de la început să nu dăm numele acestui bărbat. A dorit în mod expres să ne transmită acest lucru și o să te rog să-i spunem tatăl copilului, da? Ok. În regulă. Deci tu spui că habar n-aveai tu, care era iubita lui, cam cu ce se ocupă el. Și spui că nici veniturile nu prea erau din partea lui. Veniturile odată erau, odată nu erau, niciodată nu erau constante. Fixe, constante. El este mai mare decât tine? Da, cu 10 ani. 10. Am aceste neînțelegeri, am închis ochii de fiecare dată. Eu am un loc de muncă stabil, nu a fost, să zic, o problemă pe ce să trăim sau pe ce să ne plătim chiria. Nu. Și ce s-a întâmplat că odată cu venirea copilului pe lume ar fi trebuit să aveți un copilașul, da, copilașul nu a fost pregătit să vină, însă așa s-a întâmplat. Eu nu am fost niciodată de acord să fac avort. În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, l-am întrebat foarte clar: vei fi responsabil sau vom avea aceeași relație în continuare? Gândește-te foarte bine. Ori rămânem acum împreună, ori dacă nu dispar și eu văd cum îl cresc, este strict treaba mea. Aparent a fost foarte fericit, bucuros, s-a angajat în România, însă scopul lui de a se angaja a fost de a munci 6 luni la o firmă ca să facă un împrumut la bancă. După ce a reușit să facă acel împrumut și a dat demisia, am văzut că nu muncește. Eram deja însărcinată prin luna 7-8, au început mici discuții și neînțelegeri între noi. Cu 2 săptămâni înainte să nasc, el m-a dat afară din casă, mi-a zis că el nu stă la masă cu pe mine și pe mama cu o țărancă din Suceava. Noi locuiam în București pe acea vreme. Am locuit în București de când am terminat facultatea aproape. Am stat la mama timp de 2 săptămâni. În această perioadă am spus că... Mama fiind țăranca din Suceava. Fiind țăranca din Suceava, da. Ea avea deja apartament cumpărat în București. A insistat foarte mult să trec copilul pe numele lui, datorită faptului că la școală încă sunt priviți copiii oarecum, dacă nu este trecut tatăl. Am fost de acord. Am spus că chiar dacă nu se va ocupa de el, este bine să fie trecut tatăl acolo. Eram conștientă că dacă în relația noastră el a fost iresponsabil, va fi responsabil și cu copilul, dar e bine măcar să fie tatăl. Îl va vedea când îl va vedea. Asta e. S-a născut copilul. L-am anunțat. A insistat să mă mut din nou în acel apartament în care locuiam în chirie. Am stat 3 săptămâni și el, dintr-o dată, a dorit să plece la Sibiu. Mi-a spus că el își începe o afacere acolo, că nu mai vrea să stea în București. În București nu are ce face, nu mai suportă. Cum te-a lăsat pe tine cu copilul aici? M-a lăsat cu copilul aici. Copilul, nu înțeleg motivul pentru care m-a lăsat. Copilul probabil că nu l-a făcut să rămână, nu i-a născut niciun sentiment? Absolut niciun sentiment. Un aspect important, copilașul s-a născut cu o boală,
are palatoschizis, a avut, de fapt, din fericire, că tocmai ce am făcut... Nu știu ce înseamnă asta. Nu i s-au unit mușchii de pe cerul gurii. El, practic, nu are cerul gurii. Nici palatul moale, nici palatul tare. Înțeles. Acum îi are, din fericire, că s-a făcut și cea de-a doua operație cu succes. A, deci a trebuit operat. Da. A avut două operații foarte grele. Operații de 2 ore jumate, 3 ore. Și mai greu a fost după operații, probabil. Da, și acum încă este foarte greu. Doar piureuri, supe, doar lichide. Și cum, s-a speriat de faptul că aveați un copil, să zicem, cu această problemă și a fugit, nu și l-a mai dorit, sau... Nu, în loc să fie lângă trezit, tine? Nu a părut să-i trezească absolut niciun interes. Un lucru pe care am să-l țin minte tot timpul, când am ieșit din spital, copilul mânca foarte greu, mânca 20 de mililitri de lapte într-o oră. Nu avea răbdare tatăl său să stea să mănânce copilul ca să mâncăm noi seara. Mi-a reproșat într-o seară că el nu stă să-i sărăcească mâncarea ca să-și bea copilul laptele. În condițiile în care unui copil de 3 zile trebuie să-i dai mâncare obligatoriu din 3 în 3 ore. În caz contrar, intră în hipoglicemie și moare. S-a întâmplat așa, te-a lăsat pe tine cu acest copil care oricum trebuia și operat și el a plecat la Sibiu. A plecat ce la s-a Sibiu? Întâmplat mai departe cu voi? Nu pot să zic că ne-am despărțit efectiv, este o despărțire. Eu i-am zis, nu pot să vin, copilașul este bolnav, trebuie mai întâi pus pe picioare să văd că mănâncă, să-i se facă botezul. Aici am vrut să-i fac botezul. Eu aveam un examen foarte important, am zis, trebuie să-mi dau examenul. Dacă afacerea ta va decurge bine, nici nu știam exact ce afacere, poate vom veni și noi. Totul a... El a plecat, mai venea din când în când, ne-a chemat pe noi odată până la Sibiu, s-a comportat foarte urât cu noi acolo, reproșuri, la fel, irresponsabilitate cu bani, cu controle, aveam un control important la inimă, trebuia să ne aducă, l-am amânat că nu ne-a mai adus. Mi-am dat seama că nu are niciun interes pentru copil, ce să mai spun... Pentru... voi. Pentru noi. Și ce ai făcut? Te-ai mutat la Suceava? Am rămas la mama. La Suceava? Deci, oricum, nu, mama era în București. Ai, era în acel București. Moment. Își vânduseră și ea apartamentul și era în București. Am stat până a făcut copilașul 4 luni și ne-am decis să ne mutăm la Suceava în speranța că mă voi putea detașa și cu locul de muncă, pentru că lucrând în învățământ există această posibilitate. Salariile în învățământ, ori în București, ori în Suceava, sunt aceleași. Și într-un oraș mai mic, mai ușor crește o mamă singură, un băiat, fiind și mamă de băiat, și să-l țină în frâu, să le duce cum trebuie, decât într-un oraș mare ca București. Ne-am decis, am spus că noi ne mutăm în Suceava, având o mamă apartamentul. Tatăl copilului a auzit ce vrem să facem noi, a renunțat la Sibiu, s-a dus înainte în Suceava. L-am lăsat în pace. Zic, bun. Când vom veni și noi, când dar de fapt, vinde? Ce urmărea? Să fie lângă copil sau să fie lângă tine? Să ce fie spune? Lângă mine, cu siguranță. Dar el ce spunea? Că de fiecare dată, când venea să-și viziteze copilul, el vorbea, vrea să vorbească cu mine, se băga cu mine în seamă. Niciodată n-a vrut să-l țină în brațe. N-a vrut să-i dea odată un biberon. I-am arătat de multe ori. Uite cum se ține biberonul. Vorbește cu el, mângâie el. Uite cum trebuie să-i ții capul. Îl ține un minut, ia-l. Nu. Și s-a salut, mutat salut, în Suceava. Ce s-a întâmplat după ce, de fapt, n-ai scăpat, de ce voiai să scapi? Nici intenția măcar atunci nu mi-a fost să scap, că pe atunci nu făcea nimic. Nu. Ce s-a întâmplat că... mai departe? Pe mai departe, el tot mai venea la copil, când vroia el, nu i-am impus o oră program anume, de vizită, un program de vizită. Vino când vrei. Nu zic că de parte financiară n-avea de gând să se ocupe de nicio culoare. Știa că trebuie să facem operația copilului, ceea ce am făcut-o în noiembrie 2021, când am avut copilul 6 luni. În această operație pot să spun că forțat s-au implicat, că ne-a dus el la București. A avut loc operația, am ieșit din spital. În prima zi când am ieșit din spital, noi stăteam, am închiriat un apartament, el stătea în living, noi în dormitor. Copilul a plâns foarte tare și el s-a ridicat și a închis ușa la cameră. Nici măcar nu m-a întrebat ce a pățit copilul. În prima zi de spitalizare, când, după spitalizare, când am ajuns acasă.
Acest lucru m-a lăsat rece complet. Deja am spus că e strigător la cer. El tot mai spera să fim împreună și mereu îmi zicea să las pe copil în grija mamei. Mama mă ajută în creșterea lui și absolut tot. Și noi doi să stăm împreună. Să a, deci să-ți lași copilul la bunică, cum ar veni, și voi doi să fiți împreună. Asta este clar că nu era pregătit de când eram însărcinată. Știi ce aș vrea? Să ajungem un pic la ce ne doare, pentru că domnul avocat nu va putea să stea până la final de emisiune și aș vrea foarte mult să audă povestea, să audă cu ce anume te confrunți acum și el să te sfătuiască. Ce s-a întâmplat în Suceava? În Suceava, v-am spus, după acea operație, copilașul a avut o hemoragie. L-am anunțat că va avea hemoragia, a avut o mică hemoragie vineri, nu a venit. Sâmbătă seara a fost foarte puternică, la fel. A venit într-un final a doua zi, când am ajuns la Iași de urgență. A spus că a sângerat puțin de la dinți, relațiile între noi doi s-au înrăutățit destul de mult. Eu am aflat în această perioadă că el mi-a vândut o mașină care o aveam pe credit. Nu am știut de acest lucru. Am aflat în momentul în care am primit indemnizația pentru creștere copil. Am început să avem discuții legate de bani, pentru că i-am zis că m-a înșelat. Mi se pune poprire, mi se iau din banii copilului pentru o mașină pe care mi-a vândut-o el. Am început să fie discuții între noi doi. Tot i-am spus că clar nu vom mai fi împreună, să nici nu se mai gândească după tot ce mi-a făcut mie și ce i-a făcut copilului. Vrea să vină să-l vadă pe copil, să vină să-l vadă. A venit o perioadă, deci până în 2022, până în iunie 2022, când mi-a propus să mergem într-o excursie doar noi doi. Deja vorbiseră cu mama mea ca să stea cu bebelușul. Eu l-am refuzat categoric, i-am spus, între noi doi nu va mai fi absolut nimic. Și de atunci a început un circ, m-a amenințat că dacă nu voi mai fi cu el, mi-l scoate pe copil din țară și nu-l mai văd niciodată. Că ne omoară, ba pe mine, ba pe el, ba că se omoară și el. Că ne face rău. Tot timpul mă uit în spate, stăm într-un bloc nou și nu avem vecini. Oricând ar putea să te împingă cineva pe scări, nu se vede. Mă uit în spate. Ai făcut reclamație la poliție pentru aceste amenințări? Am făcut. Ai cerut ordin de protecție? Am cerut, am primit un ordin de protecție provizoriu, însă am primit un ordin de protecție pentru bebeluș. Uh-huh. Pentru că el pe bebeluș, într-un final, l-a luat de 4 ori și bebelușul s-a întors cu... Nu s-a întors într-o stare bună, nici de sănătate și nici psihică. Uh-huh. Să continui și după aia spun când l-a luat. Am ajuns în perioada în care l-am refuzat și el a început să mă amenințe. Domnule Cucuț, mai puteți sta 10 minute? Da, mai rămânem să termine povestea, sigur că da. Ok, că vreau să trec cât mai repede. Da, cât mai repede, ca să ajungem să avem timp să și vedem soluțiile. A intrat pe adresa mea de e-mail. În toată perioada asta, el a mai venit în casă, nu-mi lăsam telefonul, îmi lăsam laptopul la îndemână, n-am bănuit că ar plănui ceva, nici de cum. A mai venit la copil, l-am mai lăsat singur cu el în living, eu mi-am mai văzut de treaba mea în dormitor, în baie. În această perioadă, el ori mi-a spart parola de e-mail, ori mi-a intrat direct de pe telefonul meu și a trimis niște e-mail-uri de la mine către el. Niște e-mail-uri, cuvinte jignitoare și că nu lasă să-l vadă pe copil, că îi interzic să vină la copil. A scenat pur și simplu un teatru că eu nu-l las să aibă legături cu copilul lui. Și s-a folosit de asta în instanță? S-a folosit de asta în instanță. Când a